Patrularea comună la frontiera moldo-ucraineană a fost reluată activ pe segmentul acvatic al frontierei de către angajații Direcției Regionale Nord a Poliției de Frontieră, de comun cu Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, anunță Poliția de Frontieră a țării noastre. Primele misiuni de control la frontiera comună au fost realizate pe 18 aprilie pe râul Nistru. Cu embarcațiunile de serviciu, echipajele mixte au verificat teritoriul insulelor și malurile râului pentru a exclude orice încălcare de frontieră. Patrularea comună a fost instituită în anul 2012, fiind întreruptă această activitate în perioada de pandemie și perioada de la declanșarea războiului din Ucraina.